multe. Foarte mulți tratative, foarte multe persoane noi, Zoom, Victoria Bojinov. Formare. Și este important că, mai ales că o să avem un timp foarte prețios. Fiecare dintre voi deja trebuie să știți primii pași care trebuie făcut cu un nou distribuitor. O să avem timp scurt ca să-i facem să califice în minimul garantat. Deci va trebui, secundă mea, va trebui zilnic să facem formare de startup, formare de Zoom-uri, de... pentru a-i îndruma în primii pași. Dar deja voi, fiecare dintre voi, trebuie să știți grupurile, unde să invitați, unde să-i dați tag, ce trebuie să facă, să fiți voi motivate pentru a motiva persoanele noi. Persoanele noi nu au nevoie de comenzi, cât au nevoie de motivație. Asta am observat-o în cele mai multe cazuri. Pentru că atunci când ajutăm o persoană să devină supervizor, nu neapărat o să o ajut cu 100 de puncte, cu pozitivitate, cu îndrumări, să fie. Pentru că altfel persoanele la început renunță foarte ușor. Nu sunt motivate. Trebuie să fiți motivate voi. Și deja știți că fiecare dintre voi care aveți o persoană, două persoane în echipă, sunteți deja mici lideri. Simțiți-vă lideri. Simțiți-vă persoane importante care știți lucruri, mai multe lucruri decât o persoană care intră nouă în activitate. Ok. Detto questo... O să mergem la... o să folosesc slide-urile. De... Cum să devii supervizor. Foarte mulți supervizori au devenit deja. Felicitări celor care au închis calificarea de supervizor până acum. Apropo, înainte să încep, mai avem chestia cu 1000 de puncte până pe data de 20 pentru a participa la cursul cu Alex Herciu. O să fie un curs foarte important. Deja el, din ceea ce a spus în video la care este în, l-a pus Beatrice peste tot, o să fie un curs care, într-adevăr, o să ne ajute să devenim mai responsabili, să devenim mai siguri de noi, să devenim mai... să avem siguranța aia. Salut! Salut, fetor! Bună ziua! Bună dimineața! Bună tuturor! Eu și scuze că eu gătesc și nu pot să deschid camera, vă ascult, dar nu că gătesc, fetor. O să intre în contextul respectiv persoane care o să fac 1000 de puncte până pe data de 20 la ora 12, chiar dacă o să fie comenzi cu transfer, dacă ați făcut transfer și încă n-au intrat, dacă ați făcut comenzi cu plată la curier și încă nu au ajuns, o să intre persoanele alea. Eu vă sfătuiesc să fiți cât mai multe, să faceți tot posibil. Cine are 600-700 de puncte, faceți tot posibil, pentru că oricum le faceți 1000 de puncte până la sfârșitul lunii. Încercați să le faceți până pe data de 20. Persoanele care s-au calificat acum luna asta, care s-au calificat ca supervisor până pe data de 20, la fel vor intra chiar dacă s-au făcut calificare cu 600 de puncte, tot vor intra la contest. Deci, de exemplu, Alesia, care a făcut acum cu 600 de puncte, ea tot este la contest. Poți să-i faci Rama. Nu, dar o să fie în chat-ul de contest. Până aici. Felicitări. Deci, Marcela, trebuie să te grăbești să faci alea 100 de puncte acolo ca să te bag în chat-ul de contest. Dar eu nu știam, eu credeam că alea cu 1000 de puncte. Nu, Beatrice a zis, o specificat după aia în ultimul Zoom, persoanele care o să califice până pe data de 20, chiar dacă se califică cu 500 de puncte sau cu 600 de puncte, o să participe la, la formare. E ca să ieși în grup și ala ieși o invită. Nu știu mie, dar tu trebuie să fii acolo. Hai, mai e leacă, azi. Mâine e 20. M-am uitat, sunt foarte multe cu 600-700 de puncte. Faceți tot posibilul, fetelor, să ajungeți la 1000. Nu o să vă pară rău.
Nu, eu vreau. Victoria, unde este rog tanti Gale acolo? Că ea deja e calificată. Adică eu am făcut raman, dar tu nu s-a acolo și ai invitat tu. Vini, mersi mult. Ok. Tanti Gale, pe Alesia. Așa. Cum se fac supervizorul? Cine sunt persoane noi? Sunt câteva persoane noi care deja au început să activeze, au început să fac postări. Și prima calificare este cea mai importantă, este cea mai care te duce de la 25 la 50, care te duce în chat de supervizor, care te duce în grupul de formare oficial din Butterfly Advanced și îți dă acces la mai multe lucruri. Și este important pentru că începi să câștigi și de pe echipă atunci când devii supervizor. Și uite aici o să avem astăzi cum reușim să facem calificarea. Dacă poți să visezi, poți să realizezi orice. Dacă îți dorești să devii supervizor, cum am făcut eu și cum a făcut majoritatea fetelor, imaginează-ți cum vei fi deja ca supervizor. Cum te vei simți când vei atinge calificarea de supervizor. Eu mi-am pus obiectivul 1000 de puncte și l-am atacat peste tot în luna în care am făcut supervizorul. Și pentru că îmi doream atât de mult și visam atât de mult și vreau să realizez și s-a realizat. Ce înseamnă atunci când treci când ai supervizorul? De la 25 la 50%. 50% o să ai consum personal, reducere din punctele volum pentru consumul personal, adică acele produse care le cumperi pentru tine. O să ai 50% câștig pe clienți, 25% pe distribuitori, pe rețeaua ta de distribuitori. Plus, o să ai royalitățile. Pe prima linie, pe a doua și pe a treia linie o să deblochezi, o să ai câștig de royalități. Pe prima linie de supervizor din echipa ta, pe a doua linie de supervizor din echipa ta, pe a treia linie de supervizori. Începi să iei și câștigul pasiv. Royalitățile sunt câștigul pasiv. Există două modalități de a face supervizorul. Unul în 7 zile și unul într-o lună. Modalitate în Europa exclusă, dar acum o să fie și pe Europa, o să fie așa, acum o să vedem. Voi când aveți ceva întrebări, ceva nelămuriri sau nu spun ceva, deschideți microfonul și întrebați. Pentru că nu aveți microfoanele blocate, doar sunt închise, le puteți deschide oricând. Așa, cum a făcut Alesia zilele astea? A făcut supervizorul în 7 zile cu 600 de puncte, PVG. Câștigă doar cine este convins 100% că va reuși. Regula aplicată și în viața de zi cu zi. De aceea trebuie să credeți, să nu renunțați nici măcar o clipă, să crezi. Oaie, vreau să fiu supervizor în 7 zile cu 600 de puncte, nu lăsați nici măcar o umbră de dubiu sau să spuneți, foarte multe spuneți, nu cred că am să reușesc, este data de 19 și abia am 200 de puncte, n-am să reușesc. Am abia 400 de puncte, nu cred că voi reuși. Nici nu lăsați să vină acest gând în mintea voastră. Spuneți zilnic, eu îmi doresc, eu voi reuși, eu pot. Decât să spui, voi face tot posibilul. Doar după ce ai trecut alea 30 de zile sau alea 7 zile, care tu n-ai reușit să faci 600 de puncte, atunci poți să spui că Cavolo n-a reușit. Dar până atunci nu vă lăsați nici de cum influențați de niciun gând. Trebuie să fiți convinși că veți reuși. Pentru că dacă a reușit Alesia, dacă a reușit alte fete să fac calificarea în 7 zile, o poți face și tu. O poți face și tu. Victoria, asta în 7 zile de la prima comandă sau de la înscriere? De la înscriere. Da, de la înscriere. De când te înscrii, a doua zi, de a doua zi încep numărătoarea 7 zile. Așa. Ca să faci calificarea în 7 zile, poți să focalizezi pe una dintre propuneri. Și avem aici câteva. Prima variantă. Poți să faci, să înveți, să zici că vrei să vinzi polivoxuri. Comandă unică. Poți face o comandă unică de 600 de puncte sau comenzi cumulative. Dacă vrei să alegi un produs, Olivoxul, fiind unul dintre cele mai vândute produse, unul dintre cele mai versatile produse, înveți descrierea, înveți prețul, înveți tot despre produs, despre Olivox și
să vinzi 20 de pachete Olivox. Sunt 600 de puncte, pentru care un două Olivoxuri are 30 de puncte. Dacă vinzi 20, avem 600 de puncte. Dacă faci comandă unică, vei avea un câștig de 210 euro. Sau, cumulativ, o să ai un câștig de 150 de euro. Sau o să ai reducere. Pentru dacă o faci pe numele tău, o să ai o reducere de 210 euro. În loc să plătești cât costă totalul, o să scazi 210 euro. Poți să te focalizezi pe Calosnap. La fel, este un produs care are multe puncte, 15 cutii. Se face la fel, ori comandă unică, ori cumulativă. Calosnap ajută la slăbit, ajută la dureri, antiinflamator, are foarte multe beneficii și poate fi un produs care persoanele să și-l dorească. E poate fi folosit în dureri când ai dureri de gât, când ai dureri de oase, deci este unul dintre, la fel, un foarte bun produs. 15 calosnepuri sunt 600 de puncte. Funcționa așa, îți jur că dacă nu comandam și mă apucam să cumpă aici, eu cum borșat, femeile pe la piață. Crede-mă, și mă făceam în 7 zile, cum ai zis, te supervizor. Dar tu ești în România? Da, sunt în România. În România poți să faci, asta vorbim de Europa, tu în România poți să faci comandă unică oricând. Comandă unică? Da. Să mâncați, să dați 500 de puncte, zici. 500 de puncte ca să faci comandă unică. Alo. Acum o să ajungem și la varianta cu din România, cum să te califici pe România. Sau o să mai faci 6 detoxuri, 6 clienți, unul e pentru tine, unul e pentru mama și îți mai rămân 4 pachete detox plus un Olivox sunt la fel 600 de puncte. 4 clienți, este dificil să-i găsești, 4 persoane să faci, să iei o listă cu persoanele tale dragi, cu persoanele din lista ta, cu persoane care le cunoști. Să le spui, am intrat într-o nouă activitate, am un obiectiv foarte mare de atins în primele 7 zile. Ai vrea să te alături și tu, începem împreună cu mama, împreună cu soțul, o detoxifiere. Ai vrea să te alături și tu, ai vrea să mă ajuți pentru că am nevoie de aia. Și în așa mod poți să faci 6 pachete detox, nu sunt multe. 6 detoxuri nu sunt multe și se fac 600 de puncte. Sau 10, învățăm toate beneficiile ce le are REI și vă asigur că persoanele le pot sau le putem combina cu zile, comandă personală, comandă clienți, comandă distribuitori, comenzile distribuitorilor. Pentru toate punctele se acumulează, toate punctele sunt calculate pentru a te califica. Chiar dacă tu acum scrii